Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meci din turneul de League of Legends ce se va desfășura în cadrul DreamHack Winter 2012. Va fi de altfel primul turneu clasificat ca făcând parte din sezonul 3. Primele 3 echipe de la DreamHack Winter 2012 se vor participa automat mai departe într-un alt turneu de calificare organizat de către Riot Games pentru a avea șansa de a participa în Liga Campionilor, dacă îi putem spune așa, Championship Series. Azi avem 6 meciuri, 3 din grupa A, 3 din grupa B, asta deoarece în paralel cu meciurile propriu-zise din grupe se desfășoară și turneul de BIOC, Bring Your Own Computer, de unde vom mai avea încă 2 echipe. După cum puteți observa pe bracket, în grupa A îi avem pe campionii în titlu DreamHack, de la DreamHack Summer 2012, Counterlogic Gaming Europe. Alături de ei, Ozone Giants și Team Acer, în timp ce în grupa B, Curse Gaming Europe și Fnatic Riot Call se vor lupta cu noveniții The Mighty Midgets. Iar noi văd că deja suntem în ecranul de Picks and Bans pentru CLG cu Ozone. CLG Europe pentru cei care urmăresc cât de cât scena competitivă de League of Legends, nu mai au nevoie de nicio prezentare, sunt în formulă completă, Wicked, Snoopy, Froggen, Yellow Peach și Crepo. De partea cealaltă, Giants Gaming, o echipă relativ tânără, a fost formată pe 2 iulie, avea în componență, inițial pe BBQ, Carbono, Neptuno, Quivio și MTI. Însă pe 16 septembrie organizația a renunțat la vechea componență și a luat pe Babeta, Exterminare, Morden, Samux și Motroco. Însă la sfârșitul lui octombrie Motroco a plecat și locul lui a fost luat de Blitz X, da, de dragul cursivității o să-i spun Blitz, sper să nu se supere pe mine. Banurile deja văd că au început în forță, Rengar, Cho'Gath, Kassadin pentru Counterlogic Gaming, de partea cealaltă Anivia, Irelia și Lee Sin. Anivia și Lee Sin blocări îndreptate spre Froggen, Anivia se știe că este eroul lui preferat, Lee Sin fiindcă a început să-l joace pe linia de mijloc din ce în ce mai des și cu rezultate foarte bune, Irelia un ban clasic împotriva lui Wicked pe linia de sus. Însă ca prim pic, Wicked l-a ales pe Blitzcrank, așa că o să-l vedem pe Crepo, pe linia de jos, folosindu-l pe Blitz. Vor, aparent, merg pe un lane foarte agresiv, sunt curios Yellow Pit pentru ce AD Carry o să opteze. De partea cealaltă, cei din Giants l-au luat pe Amumu pentru junglă și Ezreal ca AD Carry. Ezreal, datorită mobilității, în special cu acel Arcane Shift, se poate feri destul de ușor de Rocket Grab-ul lui Blitz, dacă este atent. CLG continuă cu Maokai și Elise. De fapt, da, am uitat să menționez, chiar dacă suntem pe serverele de turneu, avem patch-ul Elise de data aceasta, Z, ultimul campion lansat, nu este încă disponibil, dar Elise este acolo pentru a fi folosită pe linia de mid sau top, în funcție de cum preferă jucătorii. Dar până la urmă CLG au mers pe niște opțiuni destul de sigure, Snoopy în junglă cu Maokai și Yellow Pit îl va avea pe Corki. Giants văd că se gândesc să o ia pe Lulu ca să o trimită pe linia de jos alături de Ezreal sau cine știe de ce nu și pe solo mid. Momentan văd că mai au de ales, ar mai fi solo topul și AP midul, dacă e să o repede, dacă e să o trimită pe Lulu pe linia de jos. Interesant e că nu au mers pe Sona, care este și ea acolo, un suport foarte contestat, ori blocat, ori ales, dar până la una se pare că va fi într-adevăr Lulu și Olaf
Pe linia de sus a trecut ceva timp de când n-am mai văzut un Olaf jucat competitiv. Sunt curios acum CLG trebuie și ei să-și aleagă AP mid și eroul pentru solo top. Sunt curios Wicked pentru ce erou va opta să-l contracareze pe Olaf. Irelia nu are la dispoziție. Jace a rămas în schimb pe tablă. Și la fel Froggen își poate alege destul de mulți eroi, îl are pe Karthus. Ahri este și ea acolo, Morgana, un pic foarte solid. Elise nu știu, nu l-am văzut, nu mi-aduc aminte să fi văzut pe Froggen până acum jucând cu Elise. Și dacă de la pe Wicked l-am mai văzut jucând cu Shen, Froggen a ales-o pe Lux și o să fie foarte, foarte interesant de văzut ce vor alege cei din Giants, deoarece la ora actuală CLG au foarte, foarte multe abilități cu care își pot ține pe loc adversarii sau îi pot pune în situații dificile. Rocket grab-ului, Blitz, Twisted Advanced de la Maokai, acel Shadow Dash al lui Shen, Light Binding, foarte, foarte multe efecte de crowd control. Nu m-ar surprinde dacă Giants ar merge pe Morgana ca AP mid pentru a încerca să contracareze cu acel Black Shield, dar și Orianna, într-adevăr, și Orianna este o alegere la fel de fezabilă și ăsta este și Locchino. Așadar, pe linia de sus vom avea Shen versus Olaf, în junglă Amumu versus Maokai, pe linia de mid Froggen cu Lux împotriva lui Exterminare cu Orianna, iar jos Yellow Pit și Crepo vor face echipă încercând să-i fugărească pe Blitz și Babeta, Ezreal respectiv Lulu. Destul de echilibrate cele două echipe, un plus în privința inițierii luptelor de partea celor din CLG datorită acelui Rocket Grab. În schimb, partea cealaltă și nici cu Giants nu-mi e rușine, sincer să fiu, au acel bandage toss al lui Amumu. Orianna, dacă prinde un command shockwave bun și ea poate să inițieze foarte bine. Olaf e Olaf, probabil că singurul lui scop în viață va fi să-i facă viața lui Yellow Pit cât se poate de mizerabilă. Delay de numai 30 de secunde. În funcție de turneu, Riot pot să ajusteze această perioadă de pauză. Ea, by default, este de 3 minute pe serverele live, însă în turneele offline nu mai este cazul de așa ceva. Nu am specificat, în schimb, premiile. Ele sunt oferite fiind turneul ăla având loc în Suedia, ele sunt oferite în coroane suedeze, evident, dar așa la o estimare făcută de mine, locul 1 va primi aproximativ 15.000 de euro, locul 2 10.000, locurile 3-4 câte 3.500 de euro fiecare, în timp ce locurile 5-8 se vor mulțumi cu doar 1.700 de euro, însă repet, principala miză aici, mai ales că sunt multe echipe care vin sponsorizate, Team Acer, Fnatic, Curse, CLG, deci pentru ei nu se pune neapărat problema că nu își scot banii de transport, cum s-ar spune. Aici este vorba în primul rând de prestigiu și de posibilitatea de a participa în acel turneu de calificare contând pentru sezonul 3. Și acum suntem deja în match. Un pic de organizare, deja niște pinguri Froggen și cu Froggen se usește deja pe linia de mijloc. Yellow Pit l-am văzut, este la albastrul la Golem, a pus un ward defensiv, iar CLG încolonați aici, cred că vor să încerce o
Invazie ar fi într-adevăr o chestie deșteaptă. Amumu are nevoie, este unul dintre acei jungleri care depind foarte mult de buff-ul albastru. Dacă îl lași fără mana, mai ales, este quasi inutil și recupui și revine destul de greu. Însă este și riscant ce vor să facă cei din CLG. Blitz și-a luat deja. Ba nu, nu și-a n-a învemint, îmi cer scuze, nu și-a activat nicio abilitate. Așteaptă probabil să vadă dacă va fi o invazie sau nu. Crepo probabil va deschide balul. Și tot el Minions have era spawned. a pus ward-ul în cer. Aaaa, și Babeta, nu te du acolo, că o să te prindă. Nu o să te prindă nimeni. Wicked văd că s-a retras. Blitz. Aaaa, l-au văzut. L-au văzut pe el opit, a ieșit acesta un pic prea devreme din Two-Fish. Blitz și Babeta fug imediat, au pus un ward, un binding al lui Froggen. Dar cei din Giants știu că CLG sunt în jungla lor. Aici o să fie interesant de văzut dacă o să reușească Morden să-și furia bas. Oh, un rocket grab foarte bun, Babeta e prins aici, posibil să vedem un First Blood Ignite, Exhaust folosit, First Blood pentru Snoopy, foarte, foarte frumos jucat. Golemul în continuare nu a fost luat de niciuna dintre echipe, dar nu știu dacă CLG or să vrea să rămână aici. Crepo lăsat cu destul de puțină viață, dar dacă mai prinde, oh, forțează un flash aici de partea lui Exterminare. Blitește și el acolo, totuși încearcă norocul. Până la urmă or să ia probabil buff-ul albastru asta. Dacă nu, Morden nu a reușit Snoopy să-și folosească Smite. Și CLG pleacă din jungla adversă cu un First Blood și un Golem albastru. Început foarte bun pentru Counter Logic Gaming. Wicked cu Samux. Un schimb de amabilități pe linia de sus, dar nu s-a întâmplat nimic senzațional. Oh, un rocket grab acolo, foarte reușit pentru Crepo. El opit, îl atacă pe Blitz, îl lasă cu destul de puțină viață, dar văd că nu au forțat kill-ul. S-a întors și Babeta pe linia de jos. Crepo aici așteaptă să vadă, foarte bun hook cu heal forțat aici pe linia de jos, un lane foarte, foarte agresiv, după cum spuneam, și odată ce o să atingă nivelul 2 vor deveni cu atât mai periculoși. Yellow Peach a folosit acolo Valkyrie-ul ofensiv, ceea ce nu prea vezi la un jucător de Corki. Snoopy pe linia de mijloc se gândește, vrea să vadă dacă îl prinde pe Exterminare aici, să vedem dacă o să se întâmple ceva. Nu, acesta stă destul de în spate și nu cred că va risca, mai ales că știe că și Froggen este acolo și îl poate prinde, însă Snoopy stă și stă degeaba și pierde și experiență și gol în acest timp, nu neapărat că fiindcă stă pe loc, ci pentru că nu-și omoară monștrii neutri din propria junglă. Să terminăm un pic de aranjat aici. Bun. Așadar, 20-22, nou avantaj pe linia de mijloc pentru Froggen. 20 s-a mai realizat un pic acum. Dar oricum, avantaj luat deja de Froggen pe linia de mijloc sus, 15-10. Relativ echilibrat, jungla aproximativ la fel. Bine, Snoopy are într-adevăr acel avantaj cu First Blood-ul și probabil că o să-și facă obiectele de Call per 5 mult mai repede. Pe linia de jos, Yellow Peach și Crepo s-au întors din bază. Yellow Peach a luat deja un Doran's Blade, Fairy Charm pentru Crepo, sau de fapt nu mint, cred că l-avea deja, însă și-a luat niște warduri, două poțiuni de viață, o poțiune de mana. Babeta și cu Blitz s-au întors și ei în bază. Să vedem. Blitz și-a luat și el un Doran's Blade. Babeta cu un Vision Ward și un Sight Ward plus o poțiune. Destul de liniștit după acea invazie reușită a CLG Europe. S-au mai liniștit lucrurile pe mid, Snoopy iar, să vedem dacă o să prindă Froggen și Snoopy, să vedem dacă o să foseze acum. Au prins frumos, binding, excelent.
Probabil încă un kill, da, Ignite folosit, Morden a venit să-l ajute pe exterminare, dar nu n-a reușit în timp util. Să vedem jos Crepo, foarte, foarte agresiv Babeta și cu Blit. Au riscat destul de mult, deoarece dacă Blitzcrank reușește să te prindă sub în propriul turn, dacă nu te omoară, o să te lase cu foarte, foarte puțină viață. Dar Blitz și cu Babeta momentan o duc bine. Un ping acolo din partea în Tribrush-ul din zona inferioară a râului. Snoopy probabil le face semn că vine la un gank însă există un ward. O să fie văzut. Probabil, da, acum a fost văzut. Un rocket grab foarte frumos. Exhaust folosit pe Blitz și acesta nu o să mai scape și a folosit Arcane Shift-ul, dar nu a mai reușit să iasă de acolo. Încă un kill pentru Snoopy, assist pentru Crepo și el opit, iar Crepo acum vrea să-l prindă din nou pe Babeta. A ratat milimetric rocket grab-ul, a rămas și fără mana și probabil că da, se întoarce sau vrea cel puțin să s-a gândit să se întoarcă în bază. Probabil că va mai încerca un ultim rocket grab sau mai stă un pic aici pentru experiență. El opit și Crepo foarte agresiv, împing linia de minioni exact până în turnul advers. Blitz se întoarce cu încă un Doran's Blade, 3 poțiuni, ward, dar se află deja la 10 minioni în spatele lui el opit ca farm. Snoopy cu buff-ul roșu pe el, se duce în vizită prin jungla adversă, încă un ward pentru a fi cu ochii pe buff-ul albastru când o să reapară. Morden stătea și el undeva în lateral încercând să probabil să vină la un gank, dar nu este încă nivelul 6, deci nu are ultimata Curse of the Sad Mummy. Acum în schimb a reapărut golemul albastru și să-l vedem pe Froggen care este nivelul 7, o să încerce probabil să-l fure cu un laser, un final spark, să vedem dacă o să și reușească. A venit Babeta aici. Laser folosit, da, și a reușit Froggen frumos să fure buff-ul albastru. Exterminare lăsat din nou fără mana regen și cooldown reduction pe linia de mijloc. Un counter juggling foarte bun al celor din CLG. Și tocmai ce spuneam, Snoopy s-a dus și a furat fantoma principală din tabăra adversă, Morden lăsat undeva în urmă. El opit și Crepo pe linia de jos, 51-51, egalitate în privința minionilor, dar cu două asisturi avantaj pentru el opit. Babeta a pus un site, care ești tu mă, site ward sau vision ward ar trebui să fie, ca să vadă dacă și Crepo va avea aceea și de un pic mai târziu. Ce se întâmplă însă pe linia de sus? Se întâmplă Wicked și cu Samox, destul de sănătoși, 51-51, niciun deces, niciun assist, niciun kill, egalitate. Samox în schimb văd că aruncă cu diverse topoare după Wicked, însă ambii eroi își pot regenera viața destul de bine. Nu prea, în afara unui dive pe care să-l încerce Samox, nu prea văd vreun kill având loc pe linia de sus. Asta dacă nu se decide Froggen sau Snoopy să-i facă vreo vizită, deși va fi destul de greu întrucât Olaf cu ultimata Ragnarok poate să scape de orice efect de crowd control, așa că e destul de greu să-l ții în loc. Morden stă pe linia de mijloc, vrea să-l prindă pe Froggen, probabil exterminare, probabil că îl momește. Și-a ratat ultimata aici. Și din fericire pentru el a optat să se ducă în bază și să nu mai stea acolo. Ba nu, mint. Froggen încă este pe mijloc, încă un rocket grab reușit, ultimata, Blitz lăsat cu foarte puțină viață. Crepo și-a folosit ultimata pentru a-l împiedica pe Blitz să-și folosească imediat Arcane Shift-ul. Samox și cu Wicked foarte puțină viață, cred că a fost un dive acolo sau Wicked a reușit să-l prindă pe Samox.
În schimb, pe linia de jos, acum este rândul lui Blitz și Babeta să fie agresivi împotriva lui Yellow Peach și Crepo. Și îl vedem pe exterminare, luând-o la pas spre linia de sus. Probabil că vor să facă un dive pe Wicked. Exterminare are ultimata command Shockwave. Și Samux, nu știu dacă o să vină direct, ba da, exterminare vine direct, a venit și Samux Flash folosit de Wicked, dar nu mai contează fiindcă a avut Ignite pe el și un prim kill pentru cei din Ozone Giants. Kill pentru mid, assist pentru Samux. Avantaj de aproape 2000 gold. Pe mid niște pinguri din partea celor din CLG pe capul lui Morden. Froggen se l-a lăsat deja fără jumătate din viață cu un singur combo, nici măcar nu și-a folosit ultimata, însă Morden este și el într-un final level 6 acum. Froggen o să se întâlnească cu exterminare și ar trebui să fugă și folosește binding-ul, nu o să mai scape. Deci vine și Wicked cu stand United Flash folosit de Froggen, ultimata îl ratează pe Morden, dar au urcat în același timp Crepo, Yellow Peach și Snoopy. Frog lăsat cu o fărâmă de viață, a venit probabil exterminare prin flank și a încercat să-l prindă și un dragon aici pentru o tentativă de dragon pentru CLG. Giants nu cred că pot, da, au renunțat și au dat seama că nu sunt nu vor putea să-i oprească, așadar primul dragon pentru Counterlogic Gaming Europe, 12-25. Peste 6 minute îl vom revedea pe hartă. Samux între timp a fost lăsat pe linia de sus să farmeze în voie. Wicked de fapt a și murit odată. Avantaj de 13 minion pentru Samux, o să ia și el acum turnul cu siguranță, da. Un turn pentru dragon, un schimb standard. Asta este singurul mod în care poți să readuci un pic egalitatea în momentul în care echipa adversă a luat dragonul, cu un ușor avantaj pentru tine, deoarece turnurile nu sunt reconstruite. Crepo stă prin tufiș, patrulează înainte-înapoi, încercând să vadă dacă reușește să prindă un rocket grab. Aici și Samux și Snoopy sunt pe linia de jos. Samux a venit probabil la un gank și îl folosit de Froggen, nu or să reușească să îl prindă. Și a reapărut golemul albastru. Vedem dacă de data aceasta Froggen o să încerce să îl mai fure o dată. Samux este și el acolo, încearcă să-l oprească pe Froggen. Nu este prea departe și exterminare într-un final reușește să primească buff-ul albastru, așa cum ar fi fost și normal de altfel până acum, dar nu a reușit din cauza eforturilor lui Snoopy și Froggen. Samux a rămas undeva pe lângă linia de mid, de fapt s-a teleportat înapoi în bază, să vedem ce și-a cumpărat. Philosopher Stone, două warduri, trei chiar, și un Heart of Gold, același build și pentru Morden. El opit aici încearcă să-l prindă cu niște rachete pe Babeta, dar nu a reușit să-l nimerească. Egalitate la farm pe linia de jos, 106-104, din nou două assisturi avantaj pentru Yellow Pit, dar Blitz se ține foarte bine după el. Phage deja terminat pentru Blitz. Yellow Pit are componentele pentru Phage, dar nu și l-a făcut încă. Are într-adevăr 1500 gold, deci probabil că la următoarea întoarcere în bază va avea și el Phage. Froggen a luat buff-ul albastru, exterminare este și el acolo, fură și el ce poate de prin jungla adversă, iar Wicked a fost lăsat. Aici Blitz este cu exhaustul pe el, Crepo lângă, nu mai reușește încă un rocket grab. Babeta a fost lăsat și el cu mai puțin de jumătate din viață și a apărut și Morden.
Morden care are ultimata și aici Crepo probabil nu și-a folosit flash-ul foarte frumos. Să vedem Giants dacă vor încerca să continue. Nu, au decis că este prea riscant, mai ales că nici nu știau unde este Froggen. Și cu laserul ăla te poți întrezi că rămâi subit fără un sfert sau jumătate de viață, în funcție de cât, de ce rezistență magică ai pe tine. Am văzut un Aegis of the Legion luat deja de către Snoopy, iar Froggen și-a terminat Athens Unholy Grail, deci încep să apară obiectele mai importante în inventar. Blitz și-a făcut și el un Shin și merge direct pe Trinity Force. Wicked are și el un Phage, Heart of Gold, un Null Magic Mantle, oarecum standard, probabil că vom vedea un Trinity Force, deși m-aș cam mira. Samux, în schimb, începe să lovească din ce în ce mai tare cu acel Reckless Swing. Reckless Swing ce are True Damage. Cu alte cuvinte, indiferent dacă ai rezistență magică sau armură pe tine, nu te ajută împotriva lui. Foarte periculos. Jos, în schimb, Krepov nimerește un Rocket Grab după altul. L-a prins într-adevăr pe Blitz, însă din câte observ, schimburile astea de lovituri încep să bată un pic în favoarea celor din Giants. Oh, exterminare cu Ignite-ul pe el și până la urmă Froggen reușește să-l prindă. Încă un kill și-a luat acum și exterminare Athens Unholy Grail. Morden pe linia de sus vrea să-l prindă pe Wicked, probabil cu un Bandage Toss de după zid. Nu știu dacă va reuși totuși să se strecoare. Nu a fost văzut. Samux probabil că vrea să-l momească, dar destul de greu. Froggen, în schimb, a venit pe linia de jos. Vom vedea un dive aici, Light Binding. Oh, și a ratat din nou ultimata. Blitz a făcut foarte bine acolo, a forțat într-adevăr și un flash, dar niciun kill momentan. Au pierdut cei din Giants turnul, asta e. Snoopy a venit pe linia de sus, probabil simțind că Morden ar fi acolo, a venit și el la un counter gank și Samux cu Wicked a fost lăsat în pace în top lane. Și în vreo 5 secunde ar trebui să reapară dragonul. Oracol pentru ambele tabere și Morden și Snoopy și l-au cumpărat. Să vedem dacă Giants vor încerca să-i oprească pe CLG. Crepo stă după zid. Morden a venit acum să... un Rocket Grab nereușit. Este și Froggen acolo. Situație de 4-4, mod normal. Oh, ce burst, Babeta, la o formă de viață, flash peste zid și cei din Giants sunt forțați să se retragă imediat. Burst foarte puternic al lui Froggen și cel mai probabil acesta va fi încă un dragon pentru CLG. True shot, barajul din partea lui Blitz, dar folosit mult prea devreme. Și al doilea dragon pentru CLG Europe, 25-09. Între timp, pe linia de sus, Wicked și cu Samux omoară minion până la locomanda. Într-adevăr, avantaj pentru Samux, 146-125. Dar, din nou, exceptând un dive, nu prea îl văd pe Weekend, pe Wicked murind prea curând. Snoopy vine și el acolo să mai găsească un ward, dar probabil ăsta e semnalul pentru Samux că trebuie să plece totuși rapid de pe linie. Diferența de gold s-a mărit însă destul de mult, 3700 gold, aproape 4000 și tot crește. Momentan Giants reușesc să se țină de cei din CLG Europe, dar dacă o țină în ritmul ăsta, până la urmă nu o să prea mai conteze cât de bine joacă, deoarece obiectele vor începe să-i spună cuvântul. El opit are și el un Zeal, Shin, Phage-ul deja făcut, Trinity Force va fi prima oprire. De partea cealaltă, Blitz are și el Phage, Shin, două Doran's Blade, într-adevăr un pic mai mult lifesteal pentru el decât el opit.
Crepo cu Boots of Mobility, Philosopher's Stone, Heart of Gold, destul de standard. Babeta n-are decât un Heart of Gold și un Ruby Crystal, niște poțiuni sau o poțiune de viață de fapt. Mă duce o idee mai rău, ia să vedem, 2900, dar are 700, e cu la 700 gold în urma lui Yellow Pit, acesta având într-adevăr două asisturi. Oh, și aici Wicked foarte agresiv îl gonește pe Samux asta, dacă nu o să vrea să-l omoare pur și simplu. Froggen de pe linia de mijloc se gândise să vină și el, dar până la urmă a renunțat. Pe mid, Froggen, după Athens and Holy Grail, are deja un Blasting Wand, Needlessly Large Rod, 201, deci probabil că va merge direct pe un Rabadon's Deathcap. Light Binding aici, la rază maximă de acțiune, nu a reușit să-l prindă pe exterminare. Snoopy era și el acolo, vrea să vadă dacă se mai alege de un gank, dar nu a fost cazul. Și iată Trinity Force-ul cumpărat de Yellow Pit, primul obiect important pentru eroia de carry din acest joc, cel puțin. În alte condiții se optează pentru Infinity Edge sau chiar Bloodthirster dacă vrei să-ți refaci vitalitatea mai repede în momentul în care te afli pe câmpul de luptă. Crepo stă pe un ward, nu o să-l prindă în veci pe exterminare, ar fi fost un pic destul de trist dacă acesta ar fi fost prins. Și a venit Snoopy imediat să curețe zona. Și un probabil un push, da, o să CLG a încercat Crepo aici să-l prindă cu un rocket grab, un pic de poke, dar turn pentru al doilea turn pentru Counter Logic Gaming Europe. Giants au venit și ei să se apere, dar nu au Babeta și Blit, nu au ajuns la timp. Să vedem aici. Oh-ho-ho! Morden lăsat din nou cu jumătate de viață de către Froggen. Froggen care devine din ce în ce mai periculos, mai ales că abilitățile lui Lux au o rază de acțiune foarte mare. Iar odată ce ai fost prins în Light Binding, nu prea mai e cum să scapi de Rocket Grab-ul lui Blitz, moment în care s-au stins direct luminile. Snoopy a venit pe linia de sus, au încercat să-l prindă pe Samux, însă acesta și-a folosit Ragnarok și a scăpat imediat. Iar acum Giants cred că sunt hotărâți să-și apere turnul de sus, au fost văzuți. Între timp, Blit a fost ucis 1-1 de către Yellow Pit. Acțiune pe toate liniile. Blit fusese lăsat singur, săracul, cei patru cu echipieri veniseră să-și apere turnul de sus, dar asta l-a costat viața din păcate. Morden distruge cât poate din ward-uri, dar Crepo cu acel... A, să vedem aici dacă l-au prins. Oh, și Morden are pe el oracolul, dacă o să moară aici va fi foarte, foarte dificilă situația pentru el, dar nu, Babeta este acolo și exterminare la fel. Nu s-a mai nu s-a întâmplat nimic, până la urmă a scăpat cu bine. O ultimată de a lui Froggen să mai farmeze niște minion, îl lasă pe Babeta fără un sfert de viață, nicio problemă, totul e sub control. Moment în care toată lumea se cam întoarce în bază, Rabadon's Deathcap cumpărat de Froggen, un BF Sword pentru Yellow Pit, Kindle Gem pentru Maokai, deja mai are puțin, probabil că la următoarea întoarcere în bază să-și facă Shorelia's Reverie. 7000, aoleu, 2000, aproape 2000 gold diferență între Snoopy și Morden, cei doi jungler, chiar dacă în privința minor în farmaz, diferența nu e atât de mare, 102-96. Morden nu a murit niciodată, însă Snoopy cu două kill-uri și un assist o duce mult mai bine. Samux și-a făcut Warmog's Armor, a încercat Crepo aici, încă un Rocket Grab care a ratat la limită.
Samox, după cum spuneam, și-a făcut Warmog's Armor, iar Blitz și-a făcut și el Trinity Force. Oh, Snoop pe aici într-o poziție foarte, foarte dificilă, cel mai probabil că va muri, nu prea-l văd cum vine. Wicked cu Stand United și încă o luptă generală, Command, Shockwave foarte bun, Morden cu o formă de viață, nu mai scapă, Yellowpit este cel care ia kill-ul. Wicked încearcă să-l prindă pe exterminare, l-a izolat foarte bine de luptă. Blit a fost prins acolo, nu o să mai scape nici el, Ignite deja. Froggen cu laserul foarte, foarte bun, prinde un kill pe exterminare. Babeta nu mai scapă nici el, încă un rocket grab excelent, double kill pentru Froggen, iar Samux este singurul supraviețuitor. Nu știu dacă o să scape, ba da, trebuie să scape, fiindcă nu... Au renunțat Crepo și el opit să-l mai, să-l mai fugărească. 9-1 avantaj în acest moment pentru Counter Logic Gaming Europe, aproape 9000 gold și care va fi 9000 gold plus odată cu al treilea dragon. Foarte autoritari deja cei din Counter Logic. Plus un turn pe lângă dragon. Wicked și-a luat și el Sunfire Cape și va face split push toată ziua. Și Aurelius Reverie terminat pentru Snoopy, după cum era de așteptat, mai ales cu aurul global oferit de dragon și acel turn distrus. Crepo și-a făcut și el încă un... Are și el Shurelias, așadar două boosturi de viteză pentru CLG, încă o dată inițiere foarte, foarte bună. De partea cealaltă, Giants nu se pot baza practic decât pe Bandage Toss-ul lui Morden, care într-adevăr ala a fost... le prinde, le nimerește când e cazul, dar nu prea există damage care să-l ajute. Am văzut în lupta trecută ultimate folosite aproape, nu neapărat perfect, dar foarte bine, și Curse of the Sad Mummy și cel puțin Command Shockwave a fost foarte bine utilizat, și cu toate astea patru membri din Giants și-au găsit sfârșitul acolo, în timp ce CLG nu au pierdut decât un singur coechipier. Și mai probabil Froggen și-a terminat și el Void Staff și va lovi ca trenul, de parcă până acum nu era suficient de periculos. Morden are într-un final și el Aegis of the Legion, ca să-și ajute echipa să fie un pic mai rezistentă. Crepo aici încearcă să-l prindă pe Samux. Sunt CLG, sunt la vânătoare prin jungla adversă. Cel mai probabil vor face un push aici. Nu știu dacă vor să ajungă cei din Giants în timp util să și-l apere. Sunt toți acolo. Oh, rocket grab foarte reușit, dar la câtă viață are Samux pe el, e destul de greu dacă mai este și... Dacă mai sunt și Babeta cu exterminare acolo să-l ajute cu scutul, e destul de greu să-l ucizi din prima. Dar, văd că CLG nu renunță și până la urmă au luat turnul. 6-1 scorul la turnuri, 12.000 gold avantaj, iar cei din Giants trebuie să prindă o luptă nu bună, o luptă excepțională în care să omoare cel puțin 3 membri din CLG dacă vor să aibă o șansă asta, deoarece pe linia de jos, după cum vedem pe minimap, Wicked împinge și el linia jos în turn aici. Morden posibil să forțeze o inițiere, ratează Bandage Toss-ul. Crepo s-a gândit și el să folosească un rocket grab, dar să-l tragi pe Amumu în mijlocul echipei tale nu este opțiunea cea mai fericită în astfel de situații, iar CLG se mulțumește la ora actuală doar să mai lovească din când în când turnul și să-i țină pe cei din Giants în bază. Vedem dacă o să reușească. Morden a fost prins aici, un scut imediat din partea lui Babeta, și până la urmă cred că CLG vor să renunțe. Ba nu, continuă să pună presiune pe linia de sus. Wicked este în partea cealaltă. Rocket grab la o formă exterminare cu două scuturi puse pe el și al său și cel oferit de Babeta și dus la un sfert de viață cu un singur combo de Froggen foarte, foarte puternic.
Snoop aici probabil că o să tancheze turnul și CLG până la urmă pleacă. Oh, Rocket. Rocket grab reușit de crepo, a reușit să prindă pe Biz. O nouă ultimată, Morden e în mijlocul acțiunii acolo, salvează-l, salvează flash-ul, Yellow Pit folosește cleanse-ul ca să scape de Ignite, dar Samux este în mijlocul acțiunii, a venit și Wicked acolo, exterminare cu foarte puțină viață, Ignite pe el o să moară cu siguranță, double kill deja pentru Froggen, Babeta cu Ignite nu o să mai, n-o să mai scape, Froggen este acum cel fugărit, nu l-a omorât turnul. A încercat să-și folosească ultimata, dar n-a mai fost nevoie. Și Morden este singurul supraviețuitor. Froggen cu un triple kill în acea luptă, foarte frumos jucat. Iar CLG cel mai probabil or să închidă direct meciul aici, nu or să mai aștepte. 30 și victoria la 32 de minute. GG, well played din partea CLG și Giants, așadar o primă victorie foarte convingătoare de altfel pentru Counter Logic Gaming, care încep cu dreptul acestui